Bună dimineața, România! Bună dimineața, Moldova! Echipa TVR Iași este la datorie și vă salutăm ca de fiecare dată cu mare drag. Să știți că ne-am făcut gimnastica de dimineață, încă nu am băut cafeaua pentru că vă așteptam și pe dumneavoastră, așa că rămânem împreună până aproape de ora 9. Știți unde ne găsiți, pe TVR 3, TVR Iași, pe pagina noastră de Facebook, Bună dimineața, Moldova, unde vă așteptăm mesajele, dar să ne sunați și la numărul de telefon 0232 20 90 12. După cum vedeți în imagini, vă așteptăm cu o ceașcă cu cafea sau cu ceai, depinde ce preferați dumneavoastră. Astăzi vom vorbi despre festivalul Teodoreni. Va fi timp de 3 zile la Iași. Vă spun și un secret. Pregătiți borcanele cu zacuscă și dulceață pentru că puteți să participați la un concurs. Aflați puțin mai târziu detalii. Tot astăzi îl vom primi alături de noi pe scriitorul Bogdan Suceavă, care ne va vorbi despre volumul său Republica, dar și despre întâlnirile sale cu publicul de la Iași, dar și ce a făcut la Gaudeamus, la târgul de carte Gaudeamus. Bun, iar spre sfârșitul ediției, Laura Lucescu va fi alături de noi, pentru că știm, anul acesta TVR Iași a împlinit 25 de ani de la prima emisie, iar colegii noștri se pregătesc să meargă din nou într-o vizită. Ajung la Chișinău la sfârșitul săptămânii, ce vor face acolo, ce program și, bineînțeles, dacă vreți să mergeți până acolo, să vă întâlniți cu ei, poate că nu ar strica, însă toate acestea le veți descoperi astăzi și eu zic că dacă până la Chișinău mi-e greu să ajung în această dimineață, să mă opresc la colega mea, Roxana Gorceaia, care este aici la o aruncătură de băți, așa că îi spun bună dimineața. Bună dimineața, Steliana, bună dimineața, domnilor și domnilor. Eu zic să te ascultăm pentru că știu că ne ții la curent ca de fiecare dată cu informațiile dimineții. 130 de voluntari au convins pe studenți ieșeni să doneze sânge. Timp de o săptămână, cel puțin 40 de studenți vor veni zilnic la centrul de transfuzii pentru a suplini lipsa de donatori. Pentru spitalele din Iași, necesarul ar fi de cel puțin 90 de unități în fiecare zi, însă media zilnică a donatorilor depășește rareori 50. Deficitul este suplinit cu mare greutate cu sânge adus din alte județe ale Moldovei. Donează sânge, fie rău, este îndemnul către toți studenții mediciniști, dar și titlul campaniei care se desfășoară săptămâna aceasta în 9 centre universitare din țară. Studenții, dar și ceilalți ieșeni, cred că succesul în încercarea de a determina oamenii să doneze sânge le reprezintă informarea și publicitatea agresivă. Am venit pentru cineva, nu știu ce nu vine lumea, poate că nu este suficient informată. Și astăzi de ce ați venit? De ce donați? Am venit pentru cineva, m-am rugat cineva să vin pentru o persoană și am venit. Poate mai multe campanii de informare, poate mai multe argumente pentru beneficiile donării. Dacă este foarte bine organizat și dat informația, lumea o să vadă și dacă este interesată o să vină cu siguranță și dacă pot să-și fac sigur timp să vină așa cum am făcut și eu. E a doua oară când am venit să donez, prima dată tot așa a fost informat pe internet de această asociație, că se face voluntariat și că se poate dona și am venit și acum și a doua oară. Campania la Iași a debutat cu o săptămână de pregătire. Astfel, studenții au împărțit pliante și au explicat necesitatea acestui gest de solidaritate cu cei aflați în suferință. Ne dorim o astfel de campanie deoarece oamenii se mobilizează doar când există o situație catastrofală, cum a fost în cazul colectiv, și astfel ajung să doneze doar când cineva din familia lor are nevoie. Așa că ne dorim ca un număr mare de donatori să vină regulat să doneze, pentru că mereu este nevoie de sânge în spitale. Ne bucurăm că în prima zi a campaniei constatăm că sălile centrului de transfuzie sunt pline, lucru care nu s-a întâmplat de foarte mult timp. Și dacă astăzi, până în momentul de față, sunt înregistrați un număr de 80 de donatori, până în acest moment, o treime dintre aceștia sunt prezenți aici și au donat ca urmare a mobilizării care a fost făcută de studenții mediciniști. Campania Donează sânge, fie rău, de la Iași a fost organizată ca și în 2015 de Societatea Studenților Mediciniști. Atunci, la nivel național, au donat sânge peste 3200 de studenți din 9 orașe. Cei care acceptă donarea primesc o zi liberă, 7 etichete de masă, reducere de 50% la abonament pe mijloacele de transport în comun, timp de o lună, iar pentru cei din alte localități se decontează integral călătoria până în Iași.
Criză de personal la Serviciul Județean al Arhivelor Naționale din Botoșani. Angajații se plâng că nu mai pot face față volumului mare de muncă. Sunt doar 7 angajați, dintre care 5 trebuie să asigure atât arhivarea documentelor, dar și să răspundă sutelor de cereri care vin lunar din partea persoanelor fizice și juridice. Numai în primele 10 luni ale anului, serviciul a înregistrat peste 800 de cereri din partea unor persoane care solicitau din arhive acte de vânzare, cumpărare, donații, testamente, hotărâri judecătorești, decizii de expropiere, situații privind persoanele refugiate din Basarabia sau despre cele deportate în Transnistria. De asemenea, peste 70 de cercetători au solicitat documente necesare pentru realizarea unor lucrări monografice, genealogii, lucrări de masterat sau de licență. Avem aproape 5 km de arhivă, împărțiți în 900 și ceva de fonduri. Fonduri care sunt gestionate doar de 7 oameni, dacă includem și legătorul și restauratorul. Activitatea lor este de altă natură, să spunem, dar ei sunt cei care asigură păstrarea și conservarea instituției. În acest an, serviciul a preluat arhivele de până în 1989 ale unor primării din județ, precum și cele ale orașelor Săveni și Flămânzi, care măsoară zeci de metri de dosare. Șoferul este restauratorul instituției, este multilateral dezvoltat ca pe vremuri, atâta vreme cât se pricepe și un pic la informatică și un pic mai mult la șoferie, pentru că trebuie să fie atestat, ne ajută. Femeie de serviciu nu aveți? Nu avem, nu. Este post desfințat de mult. Printre documentele deținute de Arhivele Naționale Botoșani se află certificatele de naștere ale lui Mihai Eminescu sau Nicolae Iorga, colecții de manuscrise și hărți cu valoare istorică, dar și fotografii despre vizita făcută de regele Mihai. Cel mai vechi document este un hrisov din 1529, prin care Petru Rareș atribuia o localitate unui boier. Ipostaze chitaristice în creația lui Joaquin Rodrigo este cartea lansată de interpretul ieșan Dan Alexandru Arhire, un parcurs în lumea compozitorului spaniol care i-a cucerit pe iubitorii de muzică prin concertul de Aranjuez. Volumul a apărut la editura Junimea din Iași. La Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu din Iași, în prezența unui public numeros și avizat, Dan Alexandru Arhire și-a lansat volumul Ipostaze chitaristice în creația lui Joaquin Rodrigo, o lucrare unică în peisajul muzical dedicat autorului celebrului concert de Aranjuez. În volumul său, Dan Alexandru Arhire îl pune pe Joaquin Rodrigo într-o nouă lumină și îi reamintește cititorului locul pe care acesta îl ocupă în istoria muzicii universale. Nu a dorit neapărat o lucrare de doctorat. A dorit cu toată ființa sa să se adreseze unui corifeu în disciplina în care dânsul excelează, chitară, arta interpretării, și cu acest uriaș și inedit, aproape singuratic, autor Joaquin Rodrigo. Interpretul Dan Alexandru Arhire a obținut premii la concursuri naționale și a susținut numeroase recitaluri și concerte cu orchestrele filarmonicilor din Iași, Ploiești și Botoșani. Cu lucrarea Ipostaze chitaristice în creația lui Joaquin Rodrigo, Dan Alexandru Arhire și-a susținut doctoratul la Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, secția chitară clasică din cadrul Universității de Arte George Enescu din Iași. Ca să ducem pe Dan la domnul Dragomirescu, am ideat să-l asculte Dan Felipcean. Din ce cauze? Și facea probleme. Că n-a făcut liceul de muzică. Doar probleme își făcea, pentru că știa tot. Și nu numai că știa tot. În conservator, dați-mi voi să spun tot așa, că e clasic, clasica noastră universitate, a recuperat totul.
Dan Alexandru Arhire a studiat la Goblenz Guitar Academy din Germania și la Universitatea din Perugia, Italia. L-a avut ca îndrumător pe maestrul chitarist italian Aniello Desiderio. De-a lungul timpului s-a perfecționat de asemenea în cadrul masterclass-urilor susținute de chitariști de renume mondial. Este vorba de un foarte tânăr muzician, după cum vedeți de altfel, dar un muzician deja cunoscut, deja are la activ o serie de colaborări, bineînțeles în afară de aparițiile solo, colaborări cu Filarmonica din Iași, din Botoșan, dar și cu multe alte orchestre din lume. Volumul Ipostaze chitaristice în creația lui Joaquin Rodrigo, scris de Dan Alexandru Arhire, a apărut la editura Junimea ca parte a colecției Univers Didactic. A fost un proces deosebit de complex și dificil de procurat documentația, bibliografia, pentru că nu existau decât în spaniolă și în engleză și în mare parte am parcurs în limba autohtonă a celor care au scris alte teze sau lucrări științifice și de acolo mi-am și procurat resursele și direcția de a elabora acest volum. Vom fi părtași unei fuziuni a celor două arte, una care exprimă sentimentele și trăirile unice prin meșteșugul cuvântului, iar cealaltă prin maestria efectului sonor. În acorduri de chitară, înapoi la tine, Steliana, gata pentru astăzi cu știrile. Mulțumim, Roxana. Într-adevăr, parcă ziua noastră a devenit și mai frumoasă, așa, cu un strop de muzică. Noi ne revedem mâine, iar acum ne pregătim să-i spunem bună dimineața Ancăi Medeleanu, care a venit pregătită cu știrile. Bună dimineața! Bună dimineața, așa este. Vă aduc și în această dimineață titlurile din presa locală și regională. Eu zic să ascultăm, să vedem care e. Da, vă dau o informație bună pentru voi, cei care sunteți și vreți să vă achiziționați mașini noi, nouțe. Programul Rabla va fi suplimentat cu peste 3500 de tichete. Programul Rabla Classic 2016 a fost suplimentat cu 3538 de tichete în valoare de aproximativ 23 de milioane de lei, exclusiv pentru persoanele fizice, iar termenul de înscriere și de depunere a dosarelor a fost prelungit până pe data de 10 decembrie 2016, au anunțat ieri reprezentanții ai Ministerului Mediului, aceasta fiind cea de-a treia suplimentare a programului din 2016. De la programul Rabla ajungem la Prima Cameră. Guvernul va lansa programul Prima Cameră pentru tinerii care au crescut în case de copii. Ministrul Muncii, Dragoș Păslaru, a anunțat că de mai multe luni se lucrează la elaborarea unui program de sprijinire a tinerilor care au crescut în centre de plasament, astfel încât, pe o perioadă de 2 ani, statul să suporte pentru aceștia costurile chiriei și întreținerii unei locuințe. Acest program va fi implementat în prima parte a anului viitor. Și poposim și la ea și am o informație pentru voi. Programul nou cu publicul la APA Vital. APA Vital își schimbă programul de lucru cu publicul de la sediul central din Copou. Iar activitatea oficiului primire documente se va desfășura de luni până miercuri în intervalele orare 8.13 și 13.30, 15.30, joia în intervalele orare 10.13 și 13.30, 17.30, iar vinerea în intervalele orare 8.11 și 11.30. 13. Iar prin această modificare, APA Vital își propune optimizarea programului de lucru cu publicul, oferind în continuare servicii de calitate. Și dacă toți suntem în Iași, trebuie să știți că expoziția Flori de Toamnă s-a prelungit cu o săptămână. Expoziția Flori de Toamnă de la Grădina Botanică din Iași se prelungește cu o săptămână, astfel deși aceasta trebuia să se închidă duminica trecută, pe 20 noiembrie, florile și aranjamentele pregătite pentru această expoziție vor putea fi vizitate până pe 27 noiembrie. Decizia s-a luat din cauza condițiilor climatice care au descurajat vizitarea aranjamentelor pregătite. Vă îndemn să mergeți acolo, e foarte frumos. Ai fost? Da, am fost, da. Eu recunosc că nu am fost, așa că perioada aceasta e numai bună să îmi fac timp să merg până la Grădina Botanică. Iar noi ne pregătim acum de festival. Vineri și sâmbătă, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, în parteneriat cu Casa de Cultura Studenților, organizează cea de-a 9
noua ediție a Festivalului Concurs al Cântecului Popular Moldovenesc din bătrâni, din oameni buni, care are ca scop promovarea tinerilor talente, interpreții de muzică populară din zona Moldovei, precum și a celor din Republica Moldova și din regiunea Cernăuți. Etapa finală a spectacolului de gală va fi înregistrată de TVR Iași și, bineînțeles, o veți putea urmări în programele noastre viitoare. Una caldă cu festivalul, alta rece, mergem la Bacău, pentru că Bagiocura continuă, așa scrie evenimentul regional al Moldovei, la adresa băcăuanilor. În timpul uneia dintre cele mai călduroase veri din istorie, mii de locuitori au rămas fără apă potabilă. Iar acum, în prag de iarnă, mii de consumatori n-au putut beneficia de căldură sau apă caldă, iar autoritățile aruncă vina asupra fostei administrații. Dar acest lucru nu încălzește pe băcăuani. Iarna nu-i ca vara. Să citezi un clasic în viață. Ok, așa e. Mulțumim frumos, Anca, pentru informațiile aceste dimineți. Ne revedem mâine. Așa e. Vești bune, sperăm noi. Noi, bineînțeles că mergem mai departe și ne pregătim pentru emisiunea Cap de Afiș, care va fi difuzată în această seară de la ora 20 pe TVR 3. Vom vedea cel de-al doilea episod al serialului documentar despre istoria Operei Naționale Române din Iași. Apoi va fi difuzată ultima parte a conversației cu Ioan Hollander, fost director timp de 19 ani al Operei de Stat din Viena. Așadar, o ediție Cap de Afiș semnată de colegul nostru, Alex Vasiliu. Astăzi vă prezentăm al doilea episod din serialul documentar despre istoria Operei Naționale Române din Iași. Au fost adunate imagini de arhivă, mărturii ale unor interpreți și regizori, înregistrări muzicale din perioada 1957-1958. La un moment dat, de draci, de nervi, de că nu știam ce vrea, am început să-mi tremure bărbia, să-mi curgă lacrimile. Dacă întorceam capul, eu știam că spă timpul 3 sau 4. Nu cum fac alți dirijori, că la un moment dat te uiți, dar el e cu mâna nu știu pe unde. Asta pentru cântăreți era un ajutor fantastic. Dragă, am sunat Iașu și am întrebat, zice, cu cine vorbesc? Și mi s-a spus cu Radu Botece. Și am plătit 5 minute, spunea cursiv. O să vedeți ceva ce n-a văzut Parisul. Hai să vedem și să vedem după aia dacă a văzut-o Parisul sau nu. Va urma ultima parte a conversației înregistrată în studio cu Ioan Hollander, timp de 19 ani directorul Operei de Stat din Viena. Subiectele de discuție sunt legate de actualitatea fenomenului artistic operă. Veți avea ocazia să o ascultați pe una dintre cele mai valoroase cântărețe și actrițe de teatru liric, aparținând tinerei generații. Născută la Bistrița, Anita Hartig a intrat de câțiva ani în atenția impresarilor și directorilor teatrelor de operă din lume. Emisiunea Cap de Afiș poate fi urmărită în această seară de la ora 20 pe TVR 3. Iar acum, atenție, se apropie Festivalul Teodorenii, timp de 3 zile. Participanții, de la mic la mare, vor fi prezenți la evenimente care vor promova cultura, dar și care vor celebra contribuția celor doi cunoscuți teodoreni, Păstorel și Ionel. Îi spun bună dimineața în această dimineață domnului profesor universitar dr. Constantin Dram, directorul festivalului. Bine ați revenit la noi! Bună dimineața tuturor!
Cred că ne amintim cu toții cu drag de perioada în care am citit la Medeleni sau am recitit la Medeleni. E un motiv în plus pentru care să răspundem pozitiv invitației pe care dumneavoastră și cei de la Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi din Iași ne-au făcut-o. Însă vreau să știu de la dumneavoastră ce v-a determinat să spuneți da, să fiți directorul festivalului și să vă implicați în astfel de activități. Probabil ca și mulți alți cititori dintr-o altă epocă, am fost fascinat de universul teodorenilor, în primul rând de romanul La Medeleni al fratelui Ionel, dar și de literatura mai aparte a lui Păstorel, care a impus în spațiul nostru o mulțime de texte legate de spectacolul gastronomic, de universul băuturilor fine, întâmplări din alte epoci foarte pigmentate cu umor coroziv. Toate acestea au făcut ca acei doi frați teodoreni să devină emblematici pentru zona Iași. Și de aici și ideea gândirii unui festival, iată acum a ajuns la o altă ediție, un festival care, pornind de la acest statut al teodorenilor, de fapt să se refere la literatură într-un sens mai particularizat decât literatura aceea beletristică în sens larg pe care o cunoaște lumea. Acest festival e gândit în primul rând și pe literaturile de gen, adică de acele literaturi considerate de graniță, colaterale beletristicii propriu-zise. Timp de 3 zile, așa cum spuneam, de pe 24 până pe 26 noiembrie va fi festivalul Teodorenii. Foarte multe evenimente, foarte multe activități, nu doar pentru tineri, ci și pentru specialiști. Și pentru că dumneavoastră aminteați adineauri de Păstorel, știm și se spune că era un gurmand și că aprecia vinurile foarte bune. Așa a apărut și cămara lui Păstorel, să înțelegem, nu? Da, ați luat-o cu finalul festivalului. Punctul de vârf din final, să spunem, va fi sâmbătă, într-un loc aparte din Iași, pe care ieșenii nu știu dacă îl calcă chiar întotdeauna, deși ar merita în mod deosebit, acolo la Hala Centrală, în pasaj. E o bucată din ulița Sfânta Vineri de pe vremuri, care în aceste zile va fi redată marelui public într-o idee de a resuscita ce a fost în secolul XIX. Inclusiv comerț ca în secolul XIX, inclusiv vor fi niște ziare ca atunci ca în secolul XIX, va fi foarte multă veselie, va fi faimoasa cămară a lui Păstorel, un festival al conservelor tradiționale moldovenești, la care deja s-au înscris peste 30 de participanți, asta e cifra de ieri. Probabil că vor fi mai mulți. Mai au timp, telespectatorii, dacă au pe acasă dulceață, zacuscă și consideră că vor merita vreun premiu pentru ele să... Da, am uitat să spun că sunt premii și sunt premii chiar substanțiale. Tot așa sunt premii pentru diferite concursuri la care participă elevii. Sunt concursuri de desene la care s-au înscris mulți, de tot peste 140 de elevi erau înscriși. Sunt concursuri de retroversiune și traduceri în alăturarea lui Ionel Teodoreanu și a lui John Green. Aceasta, dacă ar fi să privim pentru vârsta tânără și foarte tânără. De fapt, toate activitățile sunt gândite pentru toți. Nu există, desigur, limitare de vârstă. Dar pe partea cealaltă, dincolo de elevi, există o mulțime de acțiuni care fac acest festival să fie foarte dens. Există foarte multe colocvii, foarte multe dezbateri care se vor desfășura în mai multe locuri. În primul rând, în sala mare de la Biblioteca Județeană, de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, în Amfiteatru 311 de la Facultatea de Litere, unde vor avea loc două întâlniri așteptate cu mare interes de studenți și de profesori. O întâlnire cu scriitorul George Arion, un clasic al polițierului românesc, probabil cel mai mare autor de roman polițist din spațiul românesc, un fel de San Antonio românesc, așa i s-a spus. O întâlnire cu directoarea editurii Nemira, care împlinește acum 25 de ani, fiind una dintre cele mai puternice edituri din țară, Ana Nicolau, care are și avantajul că este probabil cel mai tânăr director general de editură, are 28 de ani, Ana Nicolau, și va discuta cu studenții despre ce înseamnă o editură mare, ce înseamnă portofoliu editorial. Mă scuzați, vă întrerup puțin pentru că adineauri au văzut telespectatorii noștri. Site-ul teodorenii.ro, găsesc acolo întregul program al festivalului. Corect. Vă rog. Da. Vor fi de asemenea, spuneam, și colocvii desfășurate pe niște idei și ca să spune precis, unul dintre ele se cheamă Artisticitate versus Consumatorism. E un colocviu care vizează discuții foarte, să spunem,
presante astăzi? Adică cum ar trebui să fie literatura ca să vină pe gustul publicului larg? Știind fiind faptul că, de fapt, gustul publicului este cel care dictează literatura. Ori astăzi, gustul publicului e cu totul altul decât în epocile trecute, când, să spunem, tot era mai lent, mai liniștit, mai puține griji, dar astăzi societatea este așa cum este. Și atunci acest colegiu va discuta despre aceste probleme ale literaturii în context foarte, foarte, foarte contemporan. Va fi de asemenea o dezbatere sâmbătă despre scrierea creativă. Scrierea creativă e un concept care încearcă să răspundă dacă se poate sau nu forma un scriitor. Adică un scriitor poate fi deprins cu regulile scriiturii? Asta e o chestiune destul de nebuloasă. Ești scriitor sau nu ești scriitor, dar poate fi ajutat scriitorul de cineva? Ei, și răspunsuri la întrebări, eu probabil că vom afla. Vom afla la aceste întâlniri, desigur. Așadar, 24, 25, 26 noiembrie, vă reamintesc că programul complet îl găsiți pe teodoreni.ro. Sunt sigură că deja cei mici care s-au înscris la concurs așteaptă cu nerăbdare să afle dacă sunt și câștigători. Anul trecut au fost aproximativ 2000 de persoane care au participat. Da, deși este realizat cu fonduri chiar modeste, să spunem, acest festival reușește să aducă pe de o parte mulți participanți și cu această ocazie îi rog pe toți cei care ne urmăresc să participe la acțiunile anunțate pe site-ul respectiv. Vin foarte mulți scriitori, oameni de cultură în general, editori, profesori universitari, oameni din spațiul bibliotecilor, în aceste trei zile care, repet, sunt foarte dense. Ca scriitori, de exemplu, sunt până acum anunțați 18 scriitori din cei care fac parte din rangul 1 de scriitori de literatură din aceasta, să spunem, de alt gen decât cel beletristic, adică literatura gen thriller, gen horror, gen SF, literatura pentru copii, care e un gen foarte greu de alminteri, toți vor veni la Iași, care va deveni un fel de capitală în acest sens. Mulțumim frumos că ați venit în această dimineață. Știm că aveți foarte, foarte multă treabă și le reamintesc telespectatorilor, dacă vor să se înscrie la concursul de conserve, încă o pot face. Eu recunosc că m-aș înscrie în juriu. Mai aveți nevoie de cineva? Chiar vă așteptăm cu drag. Chiar vă așteptăm. Bun, mulțumim frumos încă o dată și salutăm și echipa de la Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi din Iași, care știm că muncește cu drag de fiecare dată pentru astfel de evenimente. Iar noi ne pregătim acum pentru emisiunea Identitate Basarabia, care poate fi urmărită în această seară de la ora 18:30 pe TVR Iași. Facem cunoștință cu Maia Metaxa, este o jurnalistă care a făcut studii de filologie la Iași și Facultatea de Psihologie la Chișinău. A lucrat și la Radio BBC Moldova, a făcut studii și la București, însă a vrut să devină bucătar. Iar acum dimineața ei începe la Departamentul pentru Relații cu Diaspora în cadrul Guvernului Republicii Moldova și se termină în bucătăria unui local din Chișinău, unde clienții vin pentru că gătește Maia. Seara. Seara. Noi suntem pentru prima oară aici și am vrea să ne servim ceva, nu știu, la discreția bucătarului. Ce crede bucătarul că e mai bun și ce ar vrea să pună în valoare. Ok, deci rămân la discreția bucătarului. Da. Sigur. Da. Macaroni în casă. Cât te găsim pe tine aici, am renunțat la meniu. Spune-te-o cum se face că ingredientele sunt aceleași, iar bucatele sunt diferite. Depinde de măestria bucătarului, de fantezia lui, de emoția pe moment, de inventivitatea lui la un moment dat. Bun, sunt niște rețete pe care trebuie să le respecti, să le urmezi, dar uneori noi mai și improvizăm aici cu Emil. Emil Bojescu fiind colegul meu de bucătărie și de la care, uite, am învățat să fac acest fel de mâncare. Eu am mai zis de mai multe ori, bucătăria este un loc periculos. Trebuie să ai foarte bine mintea adunată ca să poți să jonglezi printre gusturi, mirosuri, cuțite, tigăi, fierbinți, plite, cuptoare și tot așa mai departe.
Și cum simți momentul ăla de, de bucurie a unui bucătar? Cum se întâmplă? Când e? Sunt două momente. Atunci când gătesc ceva și, normal, în proces gust, iar la final, când e ultima lingură, a luat-o și a gustat-o, mie instantaneu, dacă mi iese mâncarea sau dacă a ieșit așa cum trebuie, corpul meu îmi spune, eu zâmbesc. E o reacție foarte involuntară, nu pot controla asta pe de o parte, iar pe de altă parte e reacția imediată a omului care a venit și a comandat mâncarea. Ai făcut-o în 4, 7, 10 minute, depinde de felul de mâncare, și el ți-a spus, i-a plăcut, nu i-a plăcut, da? Dar eu cred, pentru că cred că oamenii atunci când mănâncă sunt foarte sinceri, nu au cum să mintă prea mult. Se vede totul repede pe față. Când am luat decizia de a face școala asta de bucătari, bun, am făcut practica într-un vestit restaurant din hotel din București și restaurant din București. Atât timp cât faci practică, asta faci. Înveți și furi meserie și întrebi. Eu am avut mare noroc la București de colegi foarte deschiși cu mine, care m-au lăsat să învăț de la ei și am învățat de la fiecare câte ceva. Am revenit la Chișinău, dar nu mă vedeam deloc lucrând în niciun local de aici. Și ca să nu pierd eu ce am învățat acolo, am început, mai mergeam pe la, nu știu, târguri și cu chișuri. Chișuri sunt tarte franțuzești, sărate, iarăși, ca să mă testez, să văd, le place oamenilor ce fac sau nu le place. Și, dar întâmplarea a vrut să mă întâlnesc cu Ana și cu Emil și, dacă nu era localul ăsta și dacă nu-mi plăcea, nu lucram, nu mergeam, nu căutam în altă parte. Identitate Basarabiană această seară de la ora 18:30 pe TVR Iași. Și să vă spun, nu sunați la noi pentru concursul de conserve. Adresați-vă la Biblioteca Centrală, Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi din Iași. Cei de acolo organizează concursul. E drept că am mâncat și noi niște zacuscă în această dimineață, dar nu, vom merge acolo doar să aflăm împreună cine este câștigătorul. Și vă spun despre următorul meu invitat câteva informații și am să-l rog să mă corecteze dacă îmi greșesc cu ceva. După 2 ani și o lună a revenit la Iași, spun bine? Da, corect. Și nu a venit singur, ci însoțit de volumul Republica pe care îl prezintă în această dimineață. Ni-l prezintă și nou, așa că vă spun bine ați venit la noi domnului Bogdan Suceavă, scriitor, care ne prezintă o altă lume sau nu o altă lume. Aflăm împreună. Bună dimineața! Bună dimineața și dacă vrei să o conversație inteligentă, vii la Iași. Acum e vorba despre literatură și despre cât de urgentă este reevaluarea perioadei de început a domniei lui Carol și întreaga mișcare antidinastică care a avut loc în primul deceniu de domnie. Republica e și puțin comedie, și puțin istorie lucidă, dar e, înainte de orice altceva, o reconstituire a personajului Ion Luca Caragiale, cel tânăr, cel despre care știm foarte puțin și nu avem atât de multe documente din vremea când el avea 18 ani. Asta este miza. E acest Caragiale care ne-a învățat să gândim lumea politică românească și care ne ajută să ne amuzăm mai cu seamă în perioadele electorale. E o perioadă bună pe care ați ales-o să vă întâlniți și cu publicul de la Iași, să spunem așa. Aseară ați avut prima întâlnire cu cei de la Asociația Studenților Jurnaliști. Au fost multe întrebări. Da, nu, cum vă spuneam, lume de calitate la Iași. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Am fost, cumva am văzut la Filit, acum 2 ani de zile când am venit, am văzut ce înseamnă tinerii din Iași. Nu știu, probabil la Cluj se mai întâmplă la fel. Un interes pentru cultură, pentru ideile originale, pentru cultura vie. Ceva ce e foarte greu de replicat în altă parte din România și asta trebuie apreciat. Faptul că există această cultură a receptării.
E greu de construit dacă nu ai așa ceva. Ai nevoie de un mediu, ai nevoie de licee bune, ai nevoie de universitate vie, ai nevoie de o atmosferă de cercetare, de o atmosferă de creativitate și dacă e vorba despre creativitate, am văzut discuția de dinainte pe care o aveți despre Păstorel Todoreanu și moștenirea Iașilor. Ce pot să spui mai mult de atât? Se păstrează tradiția asta. E un compliment și vă mulțumim pentru asta, cu atât mai mult exact. Cu cât știm că dumneavoastră v-ați întâlnit până acum cu foarte mulți tineri, nu doar din România, ci și din afara țării. Pentru cei care nu știu, dumneavoastră sunteți profesor la Departamentul de Matematică de la California State University, așa că vă întreb cum s-a ajuns de la matematică la literatură și unde ați găsit numitorul comun? Nu a fost dificil? Sunt două vieți diferite. Dar numitorul comun e că îmi face extraordinară plăcere să scriu lucrări cu studenți. Deci să pornești un proiect cu cineva foarte tânăr, cineva care are 20 sau 25 de ani și care n-a mai scris nimic de felul acela vreodată și după un an de investigație iese o lucrare. E o experiență extraordinară și practic aduci în câmpul cercetării pe cineva. Ăsta e lucrul de care sunt cel mai mândru și a fost o experiență pe care aș... Mi-a fi plăcut să fac așa ceva și în România. E un lucru pe care aș vrea să-l văd regândit și reevaluat aici. Aș vrea să văd că și în România se deschid uși pentru cei tineri. Ăsta este lucru care mă interesează cel mai mult. Ce trecem generației care vine după noi? Și poate că odată cu trecerea timpului aceste lucruri sau ușa se va deschide din ce în ce mai ușor pentru tineri, mai ales că sunt foarte mulți talentați care își doresc într-adevăr să muncească și poate că mulți dintre ei nu și-ar dori să plece de tot din țară, ci poate să facă studii acolo, dar să rămână acasă. Sunt convins că există astfel de oameni și sunt convins că acesta va fi un lucru care se va întâmpla în timp. Pentru asta e nevoie de, în primul rând, care este rezistența cea mai mare? Rezistența către deschidere, către o colaborare cu cei tineri, e o prejudecată care întârzie lucrurile. Faptul că poți să implici pe cei tineri în proiecte comune, de ce nu, în fond? De ce să nu-ți regândești proiectele în așa fel încât să fie loc și pentru ei? Bine, poți să ai și proiecte foarte avansate pe care să le faci doar tu singur, dar în același timp poți să ai și proiecte care să lase ușe deschise pentru colaboratori care se află la început de drum. Cu siguranță ar fi foarte multe lucruri de spus despre acest subiect, însă aș vrea să revenim la romanul Republica, pe care știu că îl veți prezenta astăzi la Iași. Veți avea o întâlnire de la ora 13:30 la Teatrul Fix cu elevii de la Colegiul Național din Iași și cu membrii clubului Alecart, iar în această seară de la ora 18 veți fi prezenți la librăria Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, așa că le facem invitația și telespectatorilor noștri. Cei care vor să vă cunoască și să afle mai multe despre acest roman, știu că dumneavoastră l-ați citit de 10 ori, spun bine? O, da. L-ați învățat aproape pe de rost, a fost, cred. Operațiunea de scriere, cea de rescriere, partea de redactare care a fost superbă și echipa de la Polirome, practic cea mai bună din România de astăzi, în materie de redactare, sunt ferm convins de asta. Și din cauza asta trebuie să trec prin roman de mai multe ori. Da, am spus într-un loc, am trecut de 10 ori, am numărat bine. Cred că așa se fac lucrurile de bună calitate, cred, sper. Cel puțin în materie de redactare. Cum o să rezoneze asta cu audiența noastră, vedem. Știu că și coperta are un mesaj, nu? Vreau să vorbim și despre asta. Se află mesajul în privirea celui marginal? Da. Pentru că cel marginal... Până la urmă, cel care a avut un rol minor în timpul mișcării din 8 august 1870, tânărul Caragiale, practic a ajuns să ne împrumute privirea nouă astăzi. Cel care s-a aflat inițial undeva la marginea evenimentelor a ajuns să fie martorul și profetul, cumva, al lumii politice de azi. Coperta, în schimb, e o coincidență fericită. Este un tablou de Edgar Degas pe care graficienii de la Polirom l-au identificat. Așadar, este și un mesaj ascuns, deși cartea, de fapt, evenimentele nu sunt tocmai din ziua de astăzi, cu siguranță găsim foarte multe lucruri și de actualitate, nu? Din fericire pentru amuzamentul nostru, da. Din păcate, pentru realitatea politică, da. Sunt tot felul de analogii.
Dezbaterea asta, republică sau monarhie, încă nu s-a stins după un secol și jumătate. Ideea de modificare a Constituției încă se discută. Dezbaterile acestea despre schimbarea regulilor jocului, astea sunt lucruri care, nu știu, ar trebui să regândim ideea de stabilitate în spațiul politic. Ar trebui să ne gândim cu mai mult respect la valoarea stabilității. Și cred că sunt foarte multe întrebări pe care deja telespectatorii noștri și le pun, dar foarte multe întrebări care vor veni și din partea celor tineri. Spuneam că la ora 13:30 va fi întâlnirea cu membrii clubului Alecart. La ce vă așteptați de la această întâlnire? Știu de la bun început la ce să mă aștept. Am văzut tinerii din Iași. La o întâlnire inteligentă. Adică maximum care se poate în ziua de azi. Ce ne dorim mai mult? Deci... asta contează. Cred că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Vedem din nou cartea. Găsesc informații telespectatorii noștri și pe pagina noastră de Facebook Bună dimineața, Moldova. Dar dacă știți la întâlnirea de la prânz la ce să vă așteptați, la cea de diseară, de la ora 18, pentru că acolo cu siguranță vor fi și specialiști, dar și adulți care poate că știu mai multe informații despre acest subiect. Da, există despre încercare de lovitură de stat de la 8 august 1870, se știu multe din Schița Poporul a lui Caragiale. Dar literatura lui Caragiale poate fi privită și în mod critic. Sunt informații care nu sunt de mare acuratețe și au fost transmise de clasicul nostru și poate că ar merita revăzute. Asta am propus în Republica. Vă mulțumim frumos că ați venit în această dimineață. Volumul Republica, scris de dumneavoastră, a apărut la editura Polirom, iar cei interesați pot să se întâlnească astăzi la Iași, după care veți călători și în alte zone ale țării. Da, voi fi la București pe 25 noiembrie, vineri seara, la 18:30 la librăria Humanitas Crețulescu, de lângă fostul Palat Regal. Și voi ajunge la Cluj pe 16 decembrie și la Brașov pe 20 decembrie. Așadar, mai ales că astăzi emisiunea ajunge în toate colțurile țării, a ajuns informația și la telespectatorii noștri de acolo. Sperăm să vă întâlniți și așteptăm să ne spuneți cum a fost. Poate ne mai faceți o vizită când vă întoarceți în țară. Mulțumim încă o dată! TVR Iași a împlinit anul acesta 25 de ani de la prima emisie. După evenimentele aniversare de la Iași, echipa noastră a ajuns la Cernăuți, iar acum își face bagajele să plece către Chișinău. Laura Lucescu va fi imediat alături de noi să ne spună ce programă va fi la Chișinău, dar până atunci vedem cum a fost la întâlnirea de la Cernăuți. Am ajuns și la Cernăuți, proiectul transfrontalier Iași-Cernăuți-Chișinău pe care îl organizăm cu ocazia împlinirea 25 de ani de la înființarea TVR Iași. A poposit la Cernăuți, suntem bucuroși să fim alături de bucovineni. Să știți că spectacolul pe care îl pregătim aici este unul special, tocmai pentru că invitații care au venit alături de noi, parte dintre ei sunt pentru prima dată pe o scenă în Cernăuți, cum ar fi Oltița Todirca și Nicu Chiriță, dar ni s-au alăturat și Anton Achiței, Laura Lavric, Elena Mândrescu. Va fi un spectacol extraordinar și noi vrem să intrăm acum în culise. Haideți cu mine! Facem, numărăm 3, 2, 1. E zero de mult, dar acum punem roll-up-ul, se fac repetiții, desfășătoarele sunt la scenă, așteptăm lumea, afară e viscol. Nu l-am adus noi de la Iași. Nu, a venit de aici și o să vedem ce se mai întâmplă. Mă scuzați. La Cernăuți sunt a nu știu câta oară,
pentru că sunt de aici, de la o zvârlitură de băț așa, și am venit destul de des împreună cu Rapsozii Botoșanilor și în multe concerte am avut aici, unde am cunoscut oameni minunați. Cum e publicul? Publicul este mare iubitor de folclor, mare iubitor de tot ce este românesc, dornic să cunoască cât mai mult din tradițiile noastre, să-și amintească. Îmi place foarte mult să cânt aici, pentru că întotdeauna suntem răsplătiți cu multe, multe flori. Bună ziua! Aveți flori? Bună ziua! Am flori! Pentru cine? Pentru cine are să cânti tare frumos. Dar cum de-ați ieșit pe vremea asta? Dorul de întâlniri cu oamenii scumpi, dragostea către nație, mă duce și nici nu simt căldura sufletească e mai mare decât răceala asta care e în natură. Dar mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ținut cu sănătate și cu putere și am putut veni. Hai cu hora legănat, tocmai până la calafat, hai din lin și iar lin, hora asta să-nă vârtim. E lasată din bătrâni și jucată din români. Hai da roată și iar roată, că așa era odată, când era mămuca fată și tata fășe armată. Și iar verde greu mărunt, ora asta-i de mult și cu e s-o fi trecut. Hai dă-ți neamul eu pe pământ. Ne-a prins iarna și iarna adevărată la Cernăuți. Nu știm dacă vom putea ieși astăzi după spectacol, dar sperăm să ajungem până peste două săptămâni când are loc spectacolul de la Chișinău. Mă uit pe desfășurător, ăsta este desfășurătorul spectacolului de azi. Este unul frumos, generos. Sunt alți artiști decât au fost în urmă cu un an sau în urmă cu doi ani. Sperăm să poată ajunge și cei care vin din apropiere, de la Suceava, dacă nu s-or fi înzăpezit. Mă gândesc aici la Călin Brădeanu și fanfara de la Calafindești. Oricum, ne dorim ca publicul să poată ajunge din satele învecinate Cernăuțului și să repete primirea de aseară de la Herța, acolo unde atmosfera a fost extraordinară. Și împotriva frigului, a lapoviței de afară, s-a aplaudat minute în șir. Mă îngrijorează puțin iarna asta sosită așa, oarecum neprevăzut. Noi suntem în haine de toamnă, nu foarte pregătiți pentru viscol. Se aude, ăsta e viscolul care e aici la urechea mea. Ne uităm și pe geam și sperăm să nu rămânem aici în continuare, doar pentru că vrem neapărat să ajungem și la Chișinău. Dacă și-au făcut colegii noștri bagajele pentru a pleca la Chișinău, ne spune Laura Lucescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Nu știu colegii mei dacă și le-au făcut. Eu sigur nu le-am făcut încă. Probabil joi seara, după ce voi termina montajul, joi voi avea o zi întreagă de montaj, așa. Și când ajung acasă o să montez și bagajul pentru Chișinău. Să nu pui și viscolul în bagajul tău. Nu cred că la Cernăuți, nu cred că a fost vina noastră. Când am ajuns acolo am găsit zăpada, am găsit viscol și ne-am adaptat, ne-a plăcut să filmăm. Am înghețat un pic la picioare filmând afară împreună cu Adi, Sebi și Daniel. Dar a fost bine, noi ne-am simțit bine, ne-am distrat. Și am profitat de fulgi, că trebuie să faci ceva din ei. Nu ați făcut un om de zăpadă, nu puteam, nu? Atunci am transformat în decor pentru prezentările noastre. Cu publicul, cum a fost întâlnirea? Foarte bine. Am fost uimiți de faptul că au venit oamenii la spectacol, deși afară vremea era chiar problematică. Am văzut în imagini. Da, și foarte multe dintre autobuze au fost anulate, erau foarte mulți oameni neașteptați
din jurul Chișinăului și n-au mai putut să ajungă. S-a întâmplat chiar ca unii artiști să nu poată ajunge. Este acolo un grup vocal foarte interesant, Perla, care e alcătuit din vreo 50 de copii. N-au reușit să ajungă la spectacol decât vreo 15 din cauza vremii îngrozitoare din acest punct de vedere. În câteva clipe s-a așezat zăpada peste tot. Chiar au fost probleme. Băieții s-au dat jos și au și împins mașina când am plecat. Că, noroc că sunt băieți înalți, puternici, nu? Fox. Bun, dar povestea s-a terminat cu... Cu bine, da. Cu bine. Am ajuns cu bine asta acasă, e da. Important. Proiectul transfrontalier Iași-Cernăuți-Chișinău, TVR Iași 25, continuă. Spuneam că vă pregătiți să plecați la Chișinău. Ce se va întâmpla acolo și mai ales când ajungeți? La Chișinău plecăm vineri dimineață. Suntem tot așa echipă puternică, să spun. Vor fi și filme de data aceasta, o caravană a filmelor documentare pe care noi le ducem de aici, de la Iași. Vor fi și filme ale partenerilor noștri. OVH Studio e ca de fiecare dată alături de noi. O să ne întâlnim cu Virgil Mărgineanu cu siguranță acolo. Va fi Violeta Gorgos cu un film foarte interesant pe care îl și lansează la Chișinău. A avut o experiență aparte în Siberia și am înțeles că vom vedea filmul acolo. Și bineînțeles, în ultima zi, adică duminică, vom avea parte și de spectacol. Spectacolul TVR Iași 25 cu o altă rețetă, să-i spunem astfel, spre seara, așa, pe la ora 6, la Chișinău vor ajunge Mia Ravelicu, Antona Chiței, Maria Jalaru, Maria Murgoci, cine mai, Grigore German, Justina Irimia, vor fi Maria Macovei de la Gura Humorului împreună cu grupul său Dor de la Humor și dansatorii de aici de la Iași, Doina Carpaților, pentru că sunt niște dansatori foarte, foarte buni și merită să meargă cu noi. Dacă e să mi-aduc aminte de edițiile din trecut, cred că din nou sala va fi neîncăpătoare. Da, cred că cel mai frumos public, cu putință, din toate timpurile, toate vremurile și din toată experiența mea, a fost cel de la Chișinău. Bineînțeles, și ieșenii au fost grozavi, dar acolo bucuria lor de a asculta cântec românesc, de a vedea dansurile și mai ales melodiile cu mesaje. Mi-amintesc că anul trecut, când Veta Biri și-a urcat pe scenă, a fost absolut extraordinar. Toată sala cânta, plângeau oamenii, erau atât de impresionați și când ea a cântat despre Basarabia, deja era așa un bulgăre de emoții acolo pe care nu-l mai putea controla nimeni. E un public absolut extraordinar, foarte, foarte sensibil și care îți trimite din emoția lui pe scenă, se duce înapoi de pe scenă în sală și tot așa și eu... E un alt fel de bulgăre, nu? Da. Un bulgăre cu zăpadă, exact, cu de emoții. Emoții. Da. Și abia aștept întâlnirea cu publicul de acolo, din nou cu Orchestra Folclor, maestrul Petre Neamțu, care este un om foarte special și care se numără, spuneam și în spectacol la Iași aici, se numără printre prietenii proaspeți ai TVR Iași, dar prietenia asta s-a legat foarte bine și cred că avem parte de multă susținere din... partea domnului Neamțu. Iată că cei 25 de ani, povestea celor 25 de ani de TVR Iași, se scrie frumos. Această poveste se așterne într-un caiet, avem parte de amintiri, avem parte de lucruri frumoase și ce poate fi mai minunat decât să te întâlnești cu publicul, să-l vezi, să-l privești direct în ochi, pentru că noi nu avem ocazia asta de fiecare dată noi când facem emisiuni. Noi aici ne închipuim publicul undeva. Îi vedem doar spate, pe colegii da? Noștri da? Și atât. Nu știm cât de mulți sunt în fața televizoarelor, câți oameni ne urmăresc și când îi vedem și simțim bucuria aceea, cred că este copleșitor uneori și pentru noi, nu? Este, da, e foarte frumos. E o bucurie specială și când îi vezi la final de spectacol că vin și îți spun că a fost frumos, că era exact ceea ce își doreau, că era ceea ce așteptau și că de mult n-a mai fost așa ceva la ei acasă, fie că e vorba de Cernăuți sau Chișinău, ai o satisfacție a muncii tale. Proiectul transfrontalier Iași-Cernăuți-Chișinău, TVR Iași 25 continuă. Le reamintim repede când vă întâlniți cu ei la Chișinău, că trebuie să ieșim de acum din emisie. Exact, de vineri vom fi la Chișinău pentru, în primele seri pentru filmele documentare pe care și noi și de OVH Studio, cred și Moldova 1 și vor fi ceva filme și de la Cernăuți, vor fi prezentate în program. Iar duminică de la ora 6 vă așteptăm la filmul
Filarmonica de Stat din Moldova, din Republica Moldova, pentru spectacolul TVRH 25. Și data. Vor vedea cu siguranță telespectatorii da, care nu ajung acolo. Și pe TVR Ia și pe TVR 3, TVR Internațional, pentru că e parte din acest proiect, ne susține foarte mult TVR Internațional. Veți vedea și pe TVR Internațional tot ce s-a Mulțumim frumos, Laura. Informații găsiți și pe paginile noastre de Facebook. Vă dorim să aveți parte de o zi frumoasă. Noi ne revedem mâine de la ora 8. Toate cele bune, la revedere!